găsit la Clubul de Poezie. Astăzi o să-l cunoaștem pe Iosif Brodsky. Unul dintre cei mai mari poeți ruși ai secolului al XX-lea s-a născut în data de 24 mai în anul 1940 la Leningrad. Poetul se căsătorește cu Maria Sozoni, educătoare de origine ruso-italiană. În 1995 primește titlul de cetățean de onoare al Sankt Petersburgului. Încep invitațiile de a patrie. Brodsky refuză, intimidat de perspectiva onorurilor și a atenției din partea presei. Unul din ultimele sale argumente a fost acela că cea mai bună parte din mine sunt versurile mele. În 1996, pe 28 ianuarie, moare în urma unui infarct la New York. Cuvintele-mi, eu cred, vor dispărea. De Iosif Brodsky. Cuvintele, eu cred, vor dispărea și timpul, triumfând, mi-a râde în față și va însoți mâhnită truda mea alături cu natura fără viață. Oricând, în tainele acestei lumi, în spații de astronauți brăzdate, în mări întinse, peste tot, eu nu-mi văd adevăr măgulitor în toate. Poetul-i dat să încerce a unii margini care despart de suflet trupul. Talentul-i ac, doar glasul ață și doar moartea e hotar la întreg cusutul.